Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit! Pentru următoarele două zile, trigonul lună Uranus creează condiții excelente pentru luarea deciziilor și pentru comunicare. Sunt favorizate și călătoriile scurte, mai ales cele în interesul familiei. Dacă aveți de studiat, veți constata că randamentul este mult mai bun decât în alte zile. Berbec Perioada este favorabilă studiului și comunicării. Veți putea obține câștiguri importante din tranzacții financiare. În partea a doua a zilei de luni, veți fi anunțat că trebuie să plecați într-o călătorie în interes de afaceri, iar partenerul de viață este nemulțumit. Intuiția vă ajută să luați cea mai bună decizie. Taur, nervozitatea vă poate pune într-o situație neplăcută în cămin. Păstrați-vă calmul și dedicați-vă unor activități de rutină. N-ar strica să fiți mai tandru cu partenerul de viață gemeni. Veți putea obține cu ușurință mici câștiguri financiare, însă vă recomandăm să fiți prudent și să evitați speculațiile de orice fel. În partea a doua a zilei de duminică veți reuși să tensionați relația cu partenerul de viață. Se pare că aveți o idee fixă în legătură cu schimbarea stilului de viață. Țineți cont de sfaturile unui prieten cu multă experiență. Rac: Veți avea ocazia să rezolvați o problemă mai veche a familiei, descoperiți o ofertă avantajoasă pentru cumpărarea unei case sau pentru un schimb de locuință. O persoană mai în vârstă din familie care este și finanțatorul principal se opune cu fermitate acestei inițiative. Puteți să vă bazați pe intuiție. S-ar putea să plecați într-o deplasare neașteptată. Nu este cazul să regretați schimbarea programului. Această călătorie poate reprezenta pentru dumneavoastră un nou început. Aveți succes pe plan social și financiar. Profitați de acest context favorabil, dar aveți răbdare și nu forțați norocul fecioară. Veți fi în formă, iar relațiile cu anturajul sunt excelente. Perioada este favorabilă investițiilor, demarării unei afaceri și călătoriilor în interes personal. În partea a doua a zilei de luni vi se propune o colaborare. Vă sfătuim să nu vă grăbiți în luarea unei decizii. Cu următoarele șase zodii ne întâlnim peste câteva minute.